De curând a văzut lumina tiparului cea de-a doua carte a poetului Cristian Emanuel Ștefănescu. Participant la mai multe concursuri naționale și cu un debut la o vârstă fragedă, poetul s-a impus repede în cadrul literaturii mușcelene. Spectru, cartea care este propusă cititorilor, adună între coperțile sale creațiile scrise în decurs de mai mulți ani. Puțin introvertit, dar cu un suflet mare, timpul va arăta valoarea tânărului nostru poet. Cartea cuprinde câteva realizări fotografice importante ce poartă semnătura unei eleve de 14 ani, Maria Coșa, nimeni alta decât fiica arhitecților Coșa. Cartea este rezultatul unui lung șir de frământări sufletești. Reprezintă o carte a luminilor și umbrelor, lumini ce reflectă exact personalitatea mea și tot ceea ce reprezint eu ca poet. În afară de poeziile din acest volum, am văzut că există și niște frumoase fotografii, deci alături de tine a mai contribuit cineva la această carte. Da, Maria Coșa, fata doamnei Anca Coșa, care este o desăvârșită artistă a fotografiei. Să nu uităm, să precizăm că această carte se va lansa când? Joi la ora 4:30 în sala Malea Primăriei, vă aștept cu mult drag. Cartea lui Cristian Emanuel Ștefănescu, Spectru, va fi lansată joi, 11 februarie, începând cu ora 16:30 în sala de festivități a primăriei. La acest eveniment vor concerta și câțiva elevi ai școlii de muzică din Câmpulung.